Vă salut și bine v-am regăsit la un alt video despre bunele maniere. Numele meu este Laurențiu Florea și am alături de mine cartea Codul Bunelor Maniere, pur și simplu, propria carte, de unde am să vă citesc câteva informații legate de un subiect și anume cum ne despărțim de partenerul nostru. Haideți să vă spun aceste informații ca să pot să aduc valoare, iar voi să extrageți anumite lecții de care aveți nevoie. Așadar, cum ne despărțim de partenerul nostru? În cazul în care ați luat decizia de comun acord să vă despărțiți de partenerul vostru, bunele maniere recomandă să nu vă jigniți fostul partener sau să-i reproșați diferite evenimente petrecute în trecut. Este destul de greu să te desparți brusc de persoana iubită după o relație de lungă durată, mai ales dacă ați locuit împreună sau aveți copii. În cele mai multe cazuri, cele două persoane păstrează o legătură și cu timpul, treptat, fiecare își reconstruiește viața. Bunele maniere recomandă că odată ce ai decis să te despărți de partenerul tău, să-i comunici și lui acest lucru. Nu este indicat să vă prefaceți și să-i acordați speranțe partenerului, pentru că mai mult rău îi veți face. Nu amânați despărțirea până în momentul în care aveți o altă relație, pentru că în majoritatea cazurilor lăsați o impresie proastă și se va considera că ați fost infidel. Bunele maniere recomandă să fiți sinceri cu partenerii când le veți spune motivele pentru care ați luat această decizie, iar la final, pentru a încheia o relație într-un mod civilizat, să-i oferiți acestuia câteva momente pentru a putea da un răspuns la vestea primită. Este indicat ca la finalul relației să lăsați o impresie bună și să nu încercați să găsiți diferite scuze false sau să îl învinovățiți pe partener. Acestea au fost informații pe care le-am avut de livrat în legătură cu acest subiect, cum ne despărțim de partenerul nostru. Vă recomand să țineți cont de ele, să vă extrageți propriile lecții și, bineînțeles, să le puneți în practică.